salut, Remus, pentru cei ce nu-l cunosc, el este Remus Heredeu, este multiplu campion național. Național, campion balcanic și locul de la Cupa Mondială. Junior, senior, știu că te știu de când concurezi prin 2000. Exact. De atunci te știu, de pe forum, de pe Top Culturism. Exact. Ai o carieră foarte, foarte lungă. Ai concurat și acum la Tiger Classic, ce loc ai luat acum? Am luat locul 6, am fost finalist într-o categorie Open. Internațională. S-au comasat cele trei categorii pe plate 80, 90 plus 90. Serios? Sau a fost sistem Open. Din 12 am ieșit pe locul 6. Un loc care personal nu mă bucură, dar nici nu mă dezamăgește, deoarece obiectivul meu este în noiembrie campionatul mondial cu care mă pregătesc. Momentan am doar 7 zile de pregătire. Am venit la acest concurs din plăcerea de a concura și am întâlnit cu prieteni. Și îl felicit pe această cale pe Mihai Tigora și pe cei din Federația Română de Cultură și Fitness. Cum am zis, n-a fost un obiectiv, n-a fost formă de vârf, n-am scos apa, n-am făcut descărcare încărcare, a fost o formă decentă care pe mine mă mulțumește, să zic așa. Vreau să ne spui puțin despre cum abordezi viața de culturist în general, pentru că în ultimii cam 2 ani de zile, așa, ai stat într-o formă relativ gen Six Weeks sau Tot Anul, și ceea ce nu e super ușor de făcut, e foarte greu. Da. Cum faci chestia asta? Ideea e că mi-am format un stil de viață, deci nu mai gândesc ca și dietă sau extra sezon sau perioada de recuperare. 365 de zile pe an încerc să mănânc cât mai curat, încerc să am un echilibru în tot ceea ce fac, mențin antrenamentul cardio, încerc să nu oscilez cu greutatea, cum am zis, cum am vorbit noi mai devreme, mai mult de 4-5 kg nu urc, nu cobor. În extra sezon, să zic așa, am undeva la 92 de kg, iar pe scenă undeva la 87-88. La ce înălțime? La 1,69-1,70 m aproximativ. Deci cam ăsta ar fi echilibru. Nu. Și pur și simplu am observat că corpul îți cere ceea ce îi dai. Dacă 3 săptămâni stau fără cheat, pur și simplu nu mai simt nevoie. Alimentația mea, eu am o alimentație bogată în grăsimi monosaturate, am carbohidrați, am proteină, deci corpul meu nu este privat. În pregătirea pentru Cupa Mondială, unde am avut o formă, poate cea mai bună formă din toată cariera mea, să putem spune așa, am stat până la concurs pe 400 de carbohidrați. 400? 400 de carbohidrați. Și grăsimile? Grăsimile undeva erau la vreo 70-80 de grame pe zi. Deci n-am... Proteina? Mult? Puțin? Proteina cam 2 grame jumate. Încerc să-mi sar de 3 grame, pentru că nu e foarte sănătoasă. Da. Și am scos carnea de porc oricum nu mănânc, carnea de pasăre, în special de pui și de vită, doar ocazional, mai mult curcan, dar cel mai mult mănânc pește. De ce eviți carnea asta? Pur și simplu, la un moment dat am ajuns să am 4-5 mese de carne pe zi și tot timpul eram balonat, aveam probleme cu digestia. Acum, momentan, sursa de proteină mi-o asigur 2 mese din buș de ou, 2 mese din pește alb, o masă din somon, iar a șasea masă sau un shake proteic sau, cum am zis, ocazional, un piept de pui, un piept de curcan, o vită, dar în special baza este albușul de ou și peștele. Ai observat vreun peștele sălbatic. Încerc să fie. Acum, când găsesc, mă iau și de cultură, dar în special pește sălbatic. Ai observat vreo îmbunătățire datorită digestiei, la distensia abdominală? Categorii, nu mai simt balonări, pur și simplu, cum am zis, 365 de zile rămân curat, adică nu pierd puțin intensitate musculară, poate puțin retenție de apă mai mare sau mai puțin, dar forma mea nu se schimbă, indiferent că am competiție, că sunt în refacere, că sunt în off-season. Și încă o chestie, la mine off-season nu mai înseamnă kilograme, nu vreau să trec la altă categorie. Categoria mea este 90, raportat la structura mea, la înălțimea mea, consider că e cel mai ok. Pentru mine off-season nu înseamnă lucru pe punctele slabe, adică când am off-season știu că la mine coapsele trebuie îmbunătățite, am reușit să le măresc, comparativ cu anii trecuți, dacă vă uitați, încă mai este de lucru, dar am o chestie, am o țintă, coapse. Deci ăsta este off-season, nu când să pun X kilograme, să vin anul viitor la un concurs cu 2-3 kilograme mai greu. Vreau să fiu mai bun, mai proporționat, mai simetric, mai plăcut și mai dens. Îți împărtășesc abordarea. Bine, la mine invers, picioarele bune sus, mai trebuie carne. Vreau să te întreb de antrenament. Cum abordezi antrenamentul? Adică... Antrenamentul, cum am zis, nu se schimbă foarte mult. Vorbesc de partea de greutăți, de bodybuilding. Ceea ce pot să zic e
datorită o accidentare, am întors în locul vreo 2 ani de zile la spate. Momentan sunt ok, dar fiecare joi fac un fel de recuperare, o tehnică japoneză, care mă ajută foarte mult. Nu mai pot să fac genoflexiuni, nici chiar cu 60 de ani. Pot să fac, dar a doua zi nu pot să mă întreb de spate. În prima fază am fost deprimat, deci eu practic culturi din 99, din 2000 concurez și pot să spun că până în 2017, cam așa aproximativ, n-a existat antrenament de picioare în care să nu fac genoflexiuni. Și genoflexiunul cu 50, cu făceam 200-220 mișcări complete, chiar era un punct foarte de putere al forței. Mm-hmm. Și chiar am fost așa de prima, am mai pus să fac genoflexiuni, mai ales că știam că coapsele la mine e totul slab. Lucrez doar presă, dar prese diferite. La un antrenament lucrez presa 45, la una presa squat, la una presa 90, la una presa înclinată. Deci lucrez doar presă, lucrez doar un singur exercițiu la coapse. Și lucrez cu coapse tot a 5-a zi. Adică mă antrenez peste 3 zile antrenament, a 4-a zi pauză, a 5-a zi din nou picioare și tot așa, tot așa. Și am observat că piciorul așa a început să avansez. Mă gândesc că poate îl ardeam. Poate că sunt mai sensibil și poate că îl ardeam. Deci picioarele au început să-mi crească în momentul când am renunțat la genoflexiuni. Ai deschis niște subiecte foarte interesante. În primul rând, grupa la 5 zile. E și preferința mea instinctivă de când eram junior, de când eram natural. Eu mă antrenez, indiferent de perioadă, mă scuz că te întrerup, 3 zile cu o zi pauză. Și întotdeauna, după ziua de pauză, fac picioare. De exemplu, dau un exemplu, să zicem, fac luni, lucrez pieptul, dau un exemplu, marți spate, miercuri, nu, mă scuz, luni fac picioare, marți piept, miercuri spate, joi pauză. Vineri picioare, după aia urmează umeri, brațe, pauză, picioare, da. Spate, piept și tot așa. Confirm că deși nu m-am vorbit cu Remus, am aceeași abordare, doar că eu încep cu spatele și tot undeva la 4-5 zile mi se pare și mie optim pentru grup, pentru toate grupele, sincer. Adică eu așa simt că mă refac, pot să le fac pe toate la 4-5 zile și asta fac. Și mai deschisit un subiect foarte interesant, apropo de genul. Ce s-a întâmplat de când ai scos genul? Ce s-a întâmplat cu coapsele? Pur și simplu am început să-mi câștig în simetrie. Deci, încă mai am de lucru. A fost un lucru bun, practic? Da, teoretic da, teoretic da. Practic a fost un lucru bun dintr-o cauză accidentală, da. Da, deci nu îmi doream, dar am observat că coapsele pot să confirm. Pot să confirm și eu chestia asta. Eu am și probleme, o sensibilitate, n-am avut accident de mașină, nu mi s-a întâmplat nimic grav, doar că am o sensibilitate a ligamentelor și articulațiilor și n-am putut să fac genul. În ultimii 10 ani am făcut puțin, fac 100, fac am zile cu 70. Mă vede cineva în sală, nu știu ce se gândește, că-s bolnav, dar nu pot să fac, pur și simplu, mă dor genunchii. Și mă bazez pe ce altceva pot să fac, asta mi se pare abordarea logică. Iar numărul de repetări, nu cobor, să știi că nu cobor sub 10 repetări. Foarte bine. Undeva stau între 10 și 20 de repetări la picioare. Vreau să spun că m-am bazat în toți anii ăștia și am reușit să progresez pe coapse, am venit cu ele tot mai mari dacă am vrut. Alte deși nu mi-am pus în cap chestia asta și s-a întâmplat oricum. Prin extensii și presă. Și pentru cei ce nu știu și majoritatea probabil nu știți, Remus are două sări? O sală? O sală de 2000 de metri pătrați. Imensă. Chiar acum suntem în extindere cu ea, să mărim, trebuie să mergem ceva aparate Atlantis din Canada. Și să fac o paranteză, nu e ca și laud, dar tocmai din cauza accidentării pe care am pățit-o, la picioare, în momentul de față, am 35 de aparate diferite, adică wow. Niciun aparat nu identic. Wow. Și unde? Și mai trebuie să vină încă vreo 5 sau 6 aparate la picioare. Te rog să ne spui unde e sala și cum se numește. La restul grupelor musculare, undeva între 15 și 20. Tu să fii sănătos! În Oradea, pe Constantin Brâncoveanu, Heredeu Gorgin. Deci vă recomand și vă îndrum și sper să mergeți să-l vizitați. Vă aștept pe toți. Pe Remus, deci 35 de aparate. Chiar vreau să zic că m-ar fi ajutat și pe mine foarte mult să am o diversitate. La prese am toate presele care la momentul de față sunt pe piață. Wow. Presă care sunt în sală, din orice unghi. Care e preferata ta? Presa Scott. Hack Scott-ul? Presa Scott. Nu, presa Scott. Presa Scott? De la Cybex. Hack Scott-ul, am două Hack Scott-uri. Am Hack Scott-ul greutatea pe umăr, da. Cea pe lombar. Așa, lombar. O știu și pe asta? Am Power Scott-ul, care e cu fața. Ok. Mai am încă un Scott, care e tot cu fața, dar e diferit decât Power Scott-ul. Poți să-ți trimit o poză. Am să te rog să-mi trimiți pozele ca să le inserez. Chiar am și pe Facebook. Super. De obicei lucrez toate presele, ți-am zis, deci nu fac niciodată, de niciun antrenament nu se repetă, dar preferata mea e presa Scott.
Spune, te rog, în încheiere, care e abordarea ta cu suplimentele? Ei, nu ei, îți plac, da, nu-ți plac? Da, folosesc suplimente multe vechi. Chiar momentan folosesc la Vitaponic. Da. Așa, cu care am o colaborare foarte bună, mulțumesc, Eugen. Am lucrat și eu cu ei, sunt niște băieți foarte de treabă. Ordinar, exact. Folosesc foarte multă glutamină. Ce înseamnă foarte multă? Glutamină, undeva, în funcție de perioada în care mă aflu, între 60 și 100 de grame. Wow! Glutamină, la modul cel mai cinstit, zic. Foarte, foarte multă recuperare. BCAA-ul. Și în rest, chestiile pentru sănătate. Omega, antioxidanți, vitamina C și așa mai departe. Shake-uri proteice este că o folosesc, dar nu pot să spun că mă bazez foarte mult pe ele. Nu că nu ar fi bune, ci pur și simplu prefer să-mi asigur de alimentație. Ca o mică paranteză, n-ai spus nimic, nu știu, poftă de dulce, fructe, chestii, există? Ai poftă de dulce? Sincer să fiu, exact cum ți-am zis mai devreme, corpul exact ca și un copil. Copilul ceea ce vede acasă, face în public. Da. Tu l-ai educat să nu mai facă. Da, exact, dar corpul dacă îl educi să mănânce curat, el nu îți cere. Corpul îți cere într-adevăr, chiar dacă mănânci curat, în momentul în care ești pe deficit. De exemplu, când făceam low carb, tot timpul vreau dulce. Când făceam low fat, tot timpul vreau grăsimi. Acum, cum am zis, menținând o formă decentă, să spun așa, 365 de zile pe an, nu sunt obligat să merg low carb, low fat, pur și simplu corpul nu-i privat. Primește grăsime, primește proteină, primește carbohidrați, deci, dacă... primește fibre și atunci consider că asta e cheia. Ideea e în momentul când corpul se simte deprimat, atunci când ai un deficit, atunci îți cere dulce. În momentul în care eu stau undeva între, cum am zis, la Cupa Mondială, anul trecut eram la 400 de grame de carbohidrați, acum sunt undeva tot cam așa la 400-500, sincer. Și cardio ai spus? Cardio fac în felul următor. Când nu mă pregătesc pentru competiții, fac de 3-4 ori pe săptămână 50 de minute pe stomacul gol. Low intensity, low, nu? Low intensity. Nu simt nevoia că am nevoie de HIIT. Interval. E cel mai bun, într-adevăr. Am înțeles că cele pe intervale îți menține metabolismul ridicat 24 de ore, exact. Față celor care îți mențin doar 2-4. Nu am nevoie pentru că, exact cum am zis, nu oscilez cu greutatea. Deci mă mențin relativ în aceeași proporții. Iar acum, înainte de concurs, la cât l-ai crescut? Înainte de concurs mențin, deci asta îmi făceam deci fac de 3-4 ori pe săptămână, în funcție de cum simt. Așa, dar minim 3 tot timpul fac, indiferent că refaci, că sunt perioade de refaci, că sunt perioade de masă, în ghilimele, că da. Masă la mine înseamnă lucru pe accentul pe grupurile slabe. Fac de 3-4 pe săptămână, iar în perioada în care mă pregătesc, înainte cu 8 săptămâni, că practic eu încep pregătirea mult mai din timp, anul trecut în campionatul balcanic, unde am ieșit campion balcanic și am avut o formă foarte bună, m-am pregătit 18 săptămâni, iar pentru Cupa Mondială 20. Acum am doar 7 săptămâni de pregătire și, în general, cu 8 săptămâni încep cu cardio de 2 ori pe săptămână, 4-5 zile pe săptămână, de 2 ori pe zi, mă scuzați, de 2 ori pe zi, de 4-5 ori pe săptămână, 50 de minute dimineața pe stomacul gol și undeva între 20 și 30 de minute după antrenament. Fac antrenamentul, iau 10 grame de BCA, în continuu cardio, după care îmi iau glutamina, vitamina C, alimente și mai departe. Remus, mulțumesc mult de tot pentru interviu. Spune-ne, te rog, care sunt următoarele concursuri pentru care să te urmărim în toamnă? Normal, da, în mod normal, weekendul viitor ar fi trebuit să merg în Diamond Cup în Budapesta, dar datorită faptului că consider că nu sunt pregătit, nu voi merge, poate că am confirmat că voi merge, nu voi merge. Primul concurs la care voi parte, adică singurul concurs pentru care mă pregătesc și voi începe pregătirea foarte devreme, pentru că vreau să-mi aloc timp și vreau să fiu cea mai bună formă, sper să nu mă accentez, va fi campionatul mondial din Emiratele Arabe, campionatul mondial de seniori, perioada 50 noiembrie. Până atunci s-ar putea, nu sunt sigur, încă s-ar putea să intru la naționale, la Brașov, pe 29-30 septembrie la Brașov, dar nu sunt încă sigur. Pronutrition, chestii de genul? Pronutrition-ul, să știi că Pronutrition Semtex este concursul care l-am la suflet și la care aș concura, chiar mi-aș dori, dar din cauza că campionatul mondial e distanța de aproximativ 6-8 săptămâni între cele două, nu am cum să vin în vârf de formă, iar să vin la un concurs gen Pronutrition, gen Semtex, unde știu că concurența e toți sportivii vin bine pregătiți, nu m-ar încânta să vin într-o formă
da, care nu-i substandard. Exact. Și nu, nu am cum să scot, adică tocmai știi că concurez de ani de zile și ai experiență, nu am cum să am vârf de formă înainte cu 6 săptămâni de mondiale. Și din cauza asta, singurul concurs care poate îl voi mai face pe lângă mondialul, să fie campionatul național, stai cu semnul întrebării. Remus, în schimb, campionatul mondial, ăla mi-e obiectivul pe anul ăsta. Îți ținem pumnii, sper să avem ocazia să refacem interviul după ce concurezi, să ne spui impresia și să ne spui despre rezultatele tale de acolo. Dacă nu, asta mi-o grijă să țin urmăritorii la curent. Mulțumim încă o dată, baftă mult în pregătire! Mulțumesc frumos și numai bine!